Mulțumim mult, domnule Mihai Gârghiu, și trebuie să spunem, deși aici, că săptămâna trecută s-a discutat despre referendum, așa cum ați spus, la un alt mod, adică s-au căutat niște vinovați, tocmai cei care au făcut ceva pentru acest referendum. Trebuie să vă mulțumim pentru această tărie și credință că nici o lucrare nu este fără rezultat și trebuie să spun ceea ce am mai spus și biserica. La predică, referendumul nu este nici de un eșec. Nu este un eșec mai întâi pentru că nu este ușor în ciuda acestui aparat de propagandă anti, anti-biserică, anti-creștină, anti-familie, anti, totuși să chem la vot și au fost peste 3 milioane și jumătate de creștini care au votat. Nu este ușor. Deci acest procent, chiar dacă n-a atins el 30%, dragul de treacă, 4% acestea ați văzut că se jumulează foarte ușor. Nici nu mai știu cât suntem în țară, nici nu mai știu cât suntem în afară. E foarte... Dar, oricum, eu cred că a fost o izbândă. O izbândă a celor care nu s-au lăsat, mă rog, înșelați de anumite jocurile politice, să le spunem așa. De aceea vă mulțumim că ați venit și credeți în continuare și vă mulțumim pentru prezența în această seară. Chiar dacă în timpul acum, mă rog, mai sunt studenți la cursuri, am citit România dincolo de trecut. Este despre experiența servituții și, de asemenea, o recomand. Suntem la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Și aș citi ultima parte de pe copertă. Decembrie 1989 ar fi putut fi asumarea coexistenței prin libertate. Putința de temporal reciproc în și pentru libertate. Momentul în care România putea deveni sarcina noastră comună, ieșirea din prizonierat. Dar sarcina noastră s-a transformat în politică și experiența eșecului, adică experiența reală a iluzorului. Noi suntem în continuare, trăim în această nădejde, chiar dacă unul dintre cei pe care s-au mintit aici, este vorba de Emil Cioran, la un moment dat spunea, domnule, așa e românul, zice, românul în general este sub acest, îi zicea chiar blestem, adică fatalitate, n-a fost să fie. Și m-aș întreba pe dumneavoastră, cum ieșim noi de sub această fatalitate? N-a fost să fie. Ați explicat până acum foarte bine, dar cum zicea Platon, ar vrea să comenteze acest n-a fost să fie sau dumneavoastră? Pentru că a fost un moment de referendum, nu? Așa cum a spus și călugării din Sfântul Munte. A fost un moment al mărturisirii. Am avut repere de bucurcești la Sfântul Munte Atos, mi s-a spus, da, este un moment de mărturisire. Mare duhovnici, pe care încă îi mai avem, de asemenea, au dat acest semnal. Și cred eu că a fost să fie. Da.